poate mai interesantă, sper eu, așa cum a fost și cea de ieri, când am prins în primul și în primul rând ceea ce știu că urmăriți cu atenție, biletul de cotă 2. Biletul acesta a ieșit câștigător din nou, acum ne lăudăm cu, cred, 5 din ultimele 6 bilete câștigătoare, ceea ce evident e foarte bine. Cei care ne-au urmărit planul știu despre ce e vorba și suntem în grafic. Sper că ați mai câștigat pe celelalte bilete, pentru că asta ar fi perioada bună în care să prinde și un bilet din acela mai curajos, am povestit noi în alte ediții. Ne-a ieșit biletul de cotă 2 așadar, dar nu doar acesta ne-a adus bucurii, ci și întâlnirea de basket dintre Boston Celtics și Cleveland Cavaliers. Gazele câștigă și peste 206,5 puncte. 3,80 era cota, a fost 111-102 și pariul a fost câștigător. La Dinamo cu Voluntari, surprinzător, dar bravo lor, bravo dinamoviștilor. Iată, echipa gazdă s-a impus cu 2-0. Noi ziceam că Voluntarii ar fi un pariu de luat în calcul, ba mai mult, probabil Voluntari marchează 2 goluri, nici vorbă, Dinamo a câștigat cu 2-0 și singurul pariu care a fost oarecum în cărți a fost acel peste 2 goluri handicap asiatic, adică 3 sau mai multe goluri, dacă se dau 2, primim bani înapoi, s-au dat 2, așadar orice pariu am făcut cu handicap asiatic 0, am primit bănuții înapoi. Mai departe, au fost multe alte ponturi corecte, Waregem Lokeren, gazdele se dea cel puțin 2 goluri, Partizan, nu, peste 1,5 goluri în meci, a fost 1-1 la final. În Suedia, Haken cu AEK Stockholm, 1-1. Scor corect oricând în meci, chiar așa s-a terminat 1-1 și aici era o cotă foarte bună, 2-30. V-am spus, până la urmă nici nu contează neapărat cota, contează mai mult dinamica pe care o ai, pentru că dacă simți un meci poate să aibă și cotă de 3, poate să aibă și cotă de 4, de 5. Trebuie să faci ceea ce știi tu că e de făcut, să nu te sperii nici de cota mare, nici de cât de des se poate întâmpla un astfel de eveniment, pentru că până la urmă ăsta e un joc în care dacă pierzi, mai bine să pierzi încercând ceva frumos decât să pierzi pe o meschinărie. Știm atâtea exemple cu pariuri pierdute pe cotă 1-0-1, de exemplu, sau 1-0-3 și așa mai departe. Bun, vă mai spun câteva dintre reușite. La tenis, Trungeliti Sousa, unul solist, ne-au sugerat colegii din redacția Pariuri 1x2.ro, oameni care se pricep foarte bine la tenis. Așa a fost, 2-0 scor final și o cotă de 1,95. Și au mai fost și alte partide, dar nu mai insistăm acum pe ele. Cei care ne-au urmărit emisiunea sper că au obținut profit astăzi, măcar prin prisma sistemului nostru cu cota 2. Ne auzim pe pagina de Facebook, acolo unde emisiunea este live, comentariile noastre vor fi citite și discutate aici în emisiune, în măsura în care timpul ne permite. Ne îndreptăm acum atenția către ceea ce se întâmplă mâine, când avem două partide în Liga 1. Avem un Botoșan Timișoara, căruia nu-i dăm foarte multă atenție, pentru că e un meci ceva mai complicat, dar și un, spun eu, decent Gazmetan Media și Sepsi, care este și meciul zilei Unibet. Pentru început să actualizăm un pic informațiile despre clasament. Dinamo în momentul ăsta nu doar câștigătoare, dar lider detașat în play-out. Botoșaniul locul 2. Urmează Sepsi, locul 3, are 32 de puncte Sepsi în momentul ăsta, e salvată de la retrogradare, pentru Sepsi nu sunt probleme. Gazmetan Media și însă este pe locul 5, sub Concordia Chiajna. Concordia Chiajna are 29 de puncte, iar Gazmetan Media și are 26. De aici în jos încep problemele. Voluntari 25, dar Voluntari a jucat în seara asta și a pierdut. Timișoara 23, Timișoara din păcate pentru această echipă șanse foarte, foarte mari, aproape retrogradată, șanse foarte mari să retrogradeze, și Juventus București deja retrogradată. E bine, Mediașul mai are cele 3 meciuri până la finalul sezonului pentru a
rezolva situația în vreun fel sau altul. Numai că Sepsi nu e o echipă chiar așa la îndemână. E o echipă periculoasă care, ați văzut, în ultima vreme a forțat și a obținut, în momentul de față, spre exemplu, vine după 3 victorii consecutive. Așa s-a salvat de la retrogradare, dar a făcut multe schimbări. În sezonul regulat, dacă vă aduceți aminte, când Sepsi mergea la Mediaș, mânca bătaia acolo, parcă 2-1 a fost pentru Mediaș. Însă echipa lui Sepsi din acel moment e cu totul alta decât cea din prezent. Sepsi s-a întărit, au schimbat foarte mult acolo și bravo lor până la urmă că, iată, nu mai au emoții în privința retrogradării. Cotele partidei sunt următoarele: 2-30 pentru Victoria Gazului și dacă ar fi, eu știu, să... mergem pe pista asta că Sepsi e salvată și acum poate nu mai insist atât de mult. Cred că pe aici, pe undeva, ar trebui să începem să cercetăm. Dacă nu, cumva, Gaz Metal Media și-ar putea câștiga disputa de mâine. Egalul are cota 3.30 și 3.20 pentru victoria celor de la Sepsi. V-am spus, Sepsi într-o formă foarte bună, dar nici Mediașul nu o duce foarte rău în momentul de față. Ei n-au mai primit gol de 3 etape, adevărat, în astea 3 etape au marcat o singură dată, însă două dintre deplasări au reușit să medieșenii să nu le piardă ultimele două deplasări, la Timișoara și la Chiajna. Au făcut 0-0. N-au marcat, adevărat, dar și-au văzut interesul și-au luat cât un punct din ambele deplasări. Mai mult de atât, pe teren propriu, au câștigat în fața voluntarilor un punct important în lupta pentru evitarea retrogradării și chiar dacă a fost la un singur gol, cu un singur gol obținut această victorie, remarcăm acest lucru. Mediașul în ultimele 3 partide nu a primit gol. Probabil un lucru pe care important pentru ei, dar cu siguranță unul de care noi, ca pariuri, trebuie să ținem, să ținem cont. E bine, Mediașul nu a primit gol în ultimele 3 etape, dar de partea cealaltă avem o echipă a lui Sepsi care se descurcă destul de bine. Întrebarea e, oare va marca Sepsi? A mai scos câteva cote. Ambele marchează o cotă de 1.91. Peste un gol asiatic în prima repriză, o cotă de 2.07, adică noi mizăm pe două sau mai multe, dar dacă se dă fix un gol, primim bani înapoi, ceea ce e un pariu, zic eu, destul de bun. Oaspeții se câștigă minimum o repriză, o cotă de 2.08. Asta în ideea în care Sepsi ar continua forcing-ul nemaipomenit din ultima vreme. Pontul e simplu. Gazdele să câștige cel puțin o repriză și vedem o cotă bună, după părerea mea, 1.66, o cotă destul de mare. De încercat acest pariu și în același timp vă sfătuiesc să încercați sub 2,5 goluri cu o miză mai mică pentru, eu știu, să spunem așa, o variantă destul de curajoasă. Nu e ușor să pariezi pe sub, pentru că știți foarte bine că dacă pariezi pe sub 2,5 goluri, fie te liniștești rapid pentru că se marchează golurile care nu ar trebui să marcheze, fie stai apoi cu emoții până la final. Însă, casele de pariuri, ce cotă credeți că dau la sub 2,5 goluri? Undeva la 1,65, 1,70. Asta înseamnă că inclusiv bookmakerii se gândesc că s-ar putea să nu fie un meci cu goluri. Cam așa ar trebui gândită partida. Nu se vor marca multe goluri și cam ce ar putea să se întâmple? Probabil Mediaș 1-0, hai 1-1-1. Ceva de genul ăsta. Vedem. Mergem mai departe. Haideți să trecem la următorul subiect.